O bancă din Rusia mi-a deschis un cont doar în baza unei imitații a buletinului de identitate și fără ca eu să fi scris vreo cerere în acest sens. Oh, what? O analistă din Moldova a pus o întrebare foarte pertinentă. Ăștia nici nu știu ce fel de carduri au deschis. Se presupune că sunt conturi de credit. La unii le-au venit mesaj cu rata la bancă. Nu poți cred că le-au făcut rate la bănci. No fucking way că le-au făcut rate la bănci. Mai multe persoane care ar fi primit bani de la înșor pentru a-și vinde votul ar fi primit mesaje în care erau înștiințate că au credite de achitat. Persoanele care s-ar fi pomenit cu datorii la bancă ar fi primit anterior carduri MIR de la banca rusă Promceva Bank. Poliția investighează presupusele cazuri de escrocherie. Ulterior am primit indicația să împart pliante cu falsuri despre Uniunea Europeană și laude la adresa Uniunii Economice Euroasiatice. Поэтому мы должны понимать, что референдум – это базовый, фундаментальный элемент ее выборной кампании. Если мы... Паша Анстрада, босс! Doamne Dumnezeule, așa în stradă, bam, 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 hai pe marginea drumului, hai. Care e strategia de fucking gură acum că v-am dat 3000 de lei? Doamne Dumnezeule. Ok, vreau repede să vorbesc despre referendumul din Republica Moldova și alegerile de acolo. Pentru cine nu știe, frații, surorile... Fratix și Surorix moldoveni din Republica Moldova au alegeri pe 20 octombrie, acum duminică, și în cadrul acestor alegeri au un referendum, iar eu fac acest mesaj pentru a saluta pe această cale comunitatea moldovană care mă urmărește. Pentru cine nu știe, zic și pentru frații români, frați moldoveni, zic și pentru frații români un pic. Este referendum în Republica Moldova odată cu alegerile prezidențiale, este referendum pentru aderarea la UE a Republicii Moldova, în care concomitent cu alegerile prezidențiale, cetățenii Republicii Moldova vor putea vota și la un referendum de revizuire, adică de modificare a Constituției în Republica Moldova, care să permită aderarea țării la Uniunea Europeană. Exact același lucru s-a întâmplat și în România în anul 2003. În iunie 2022 Republica Moldova a aplicat pentru apartenența la Uniunea Europeană. În decembrie 2023 Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova. Atât președintele Consiliului European Charles Michel, cât și președinta Maia Sandu au avansat anul 2030 de posibil an de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În 2030! 2030 este anul în care vom avea Bucureștiul plin de moldoveni! Că așa nu merg la Cluj vreodată! Vreodată nu se ducă așa la Cluj! Jokes aside, mă bucur foarte tare dacă Moldova intră în UE din absolut toate punctele de vedere evidente și it was just a joke. Cine vrea să plece din Moldova să vină cu brațele deschise încoace. Ce s-ar schimba în Constituție? Preambulul. La nivel simbolic s-ar adăuga două paragrafe în Constituție, nici nu contează, basically că poate să adere la UE și că va adera la UE. Ce înseamnă asta? Înseamnă că asemenea tuturor statelor membre, Republica Moldova trebuie să accepte că legislația europeană este obligatorie. Odată aderată la UE, Moldova va putea influența procesul decizional și legislativ european prin reprezentanții săi în Consiliu, Parlament și Comisie. Și va deveni exact cum am fost și noi. Validarea referendumului. Pentru a fi validat, cel puțin o treime dintre alegătorii înregistrați în Moldova ar trebui să participe. Asta înseamnă în jur de 1,1 milioane de alegători din totalul de 3,3 milioane, iar votul cu da trebuie să fie dat de 50% plus 1 din cetățenii din Republica Moldova, adică în jur de 550.000 de cetățeni trebuie să meargă la vot și să pună ștampila pe da. Cine e pentru? Fac campanie electorală pentru un vot da la referendum președinta Maia Sandu, care se luptă și pentru un nou mandat de șef a statului, alături de PAS, partidul de guvernământ. Îndeamnă la vot da și alte partide precum MAN, condus de fostul socialist Ion Ceban, Iaman, care încearcă să se rebranduiască drept pro-european. Tot în tabăra da e și PSDE, succesorul Partidului Democrat și aliatul Partidului Social-Democrat din România. Rădălin! Frădălin, te așteptăm cu brațele deschise în Uniunea Europeană, tu, pațan de care românii s-au amorezat. Cine e împotrivă? S-a înregistrat oficial pentru campanie electorală pentru un vot nu la referendum Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, condus de fostul președinte Vladimir Voronin, dar și Partidul Renaștere, asociat cu Ilan Șor, oamenii trimiși de Rusia, adică. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus de fostul președinte Igor Dodon, nu s-a înregistrat oficial. Legislația permite campanie electorală doar pentru da sau nu. În schimb, Dodon s-a pronunțat împotriva referendumului și le-a cerut cetățenilor moldovi
Moldovei să-l boicoteze, adică să nu accepte și buletinul pentru referendum pe lângă cel pentru prezidențiale. Pentru frații moldoveni, aveți politică la minut underline Moldova. Noi avem politică la minut simplu, care face niște analize foarte bune și foarte scurte și foarte ușor de parcurs pe politică în general, cum zice și numele. Mie îmi plac foarte tare băieții și fetele uneori care fac astea. Dacă doriți o pagină de informare în zona asta de Instagram pentru politica de la nevastră din țară sau chiar și românii noștri verzi. Românii noștri verzi! Dacă vor să urmărească politica din Republica Moldova, o pot face pe politica la minu Moldova. Eu l-am dat follow, mi se pare super interesant. Tot de la dumnealor o să citesc. Tensiuni în Republica Moldova înainte de alegeri. Deci este un show exact cum v-ați aștepta. Adică, na, Moldova cu toată dragostea pentru moldovenii noștri, dar pe unele paliere. Moldova e cum era și România înainte să intrăm în UE, cu exact ce v-ați aștepta. Cu interese de-astea străine în mod super evidente, cu corupție evidentă, cu aia, cu aia, cu aia. Adică nici Moldova nu e blocată în 2004, dar... Cursa electorală este de o comedie fantasmagorică. Ne unește speranța că peste 7 ani... Iată niște imagini de la adunarea Moldova Europeană, la care a participat și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în 2023. Ne vom uita în ochii copiilor Moldovei, mândri de decizii... Da, abia aștept ca Moldova să accepte legile pro-LGBT ca să intre în Uniunea Europeană și o să ducă românii în Moldova să se căsătorească, da, efectiv. La frații moldoveni nu e voie cu reclame la păcănele. Frați moldoveni, în caz că nu știți, în România, pe lângă faptul că este voie cu reclame non-stop la păcănele pentru copii, pentru whatever, că intrați pe YouTube, găsiți imediat reclame la păcănele nerestricționate, am găsit noi la începutul streamului. Pe lângă asta, industria de păcănele este cel mai mare contribuabil la bugetul statului și a cumpărat cele două mari partide, PSD și PNL, le-a cumpărat, au contract. V-am cumpărat, semnați aici și Ciolacu și Cuciuc au semnat acolo. Frații moldoveni mai bazați pe tema asta și mai aveau ceva cu care erau ultra bazați moldovenii față de noi. Au avut brățări electronice pentru agresori cu vreo 2-3 ani înainte de România, ok. Asta cu cannabisul, nu? Cred că asta ține minte, asta cu cannabisul dezincriminat. Zice Vlad Zaha, de la Vlad Zaza. Bombocla, da, gaiem. Până și Republica Moldova a dezincriminat până în 2 grame de cannabis. Nu știu cum Moldova este mai progresistă ca România pe toate temele astea, dar ok. Și vom vedea optimism și bucurie. Dacă acestea sunt lucrurile care ne unesc pe toți, indiferent de etnie, limbă maternă sau ideologie politică, cu siguranță Moldova va fi în Uniunea Europeană. Presiuni din exterior, comunitatea Watchdog Moldova estimează că Federația Rusă a investit în jur de 150 de milioane de euro în Republica Moldova în perioada dinaintea referendumului și alegerilor prezidențiale în acțiuni de propagandă și dezinformare. Watchdog Moldova a mai identificat circa 1540 de narațiuni pe Telegram cu scop manipulator de influențare a alegerilor. Valeriu Pașa de la Watchdog zice: Federația Rusă investește circa 1% din PIB-ul Republicii Moldova în alegerile noastre să le influențeze. E la fel cum ar fi să bage cineva 3,5 miliarde de euro în alegerile din România. Asta ar reprezenta 1% din PIB-ul României. 150 de milioane de euro doar în propagandă. O altă chestie care sunt bazați moldovenii, l-au trimis pe Simion acasă, corect. Și i-au și interzis să intre în Moldova. O altă chestie care sunt bazați moldovenii față de noi. Investigația în slujba Moscovei. Recent o investigație, ziarul de gardă a făcut valuri în Moldova după ce o reporteră sub acoperire a revelat în detaliu pe parcursul a 3 luni legăturile structurilor partidului Shor, adică partidul declarat neconstituțional, cu Moscova. Astfel, pentru participarea la evenimente, proteste și acțiuni organizate de partidul Shor, reportera ZDG a primit într-un cont bancar deschis la o bancă din Rusia în jur de 30.000 de ruble, adică 1.500 de ron. Da, asta ziceam, e comedie, e totul pe față, e corupție cum era la noi înainte să aderăm la toate structurile astea interesante. Eu dau bani în plic. Eu dau bani în plic în contul din Rusia. Potrivit procurorilor, circa 130.000 de cetățeni ar fi fost mituiți în acest fel de rețeaua oligarhului Shor. 130.000 de cetățeni. 130.000 de cetățeni li s-a băgat banul în plic. 130.000 de cetățeni. Ilan Shor este un oligarh pro-rus condamnat la 15 ani de închisoare pentru furtul $1 miliard din băncile Moldovei. În prezent este fugit în Rusia. Biserica, Rusia și votul. Mitropolitul Vladimir, lider al Mitropoliei Moldovei subordonate Bisericii Ortodoxe Ruse, a făcut apel miercuri la cetățenii Moldovei să participe la alegerile prezidențiale și la referendumul constituțional pentru aderarea la UE, care va avea loc pe 20 octombrie, subliniind că este important să voteze, indiferent de viziunile și preferințele politice personale. Asta e de bine, nu?
Declarația este semnificativă având în vedere că Rusia și susținătorii săi din Republica Moldova au încercat constant să încurajeze un boicot al referendumului pentru că compromite astfel opțiunea pro-UE a cetățenilor. Mitropolia Moldovei are un rol important în societate, fiind uneori instrumentalizată politic și apropiată de Rusia, spre deosebire de a noastră, care n-are nicio treabă cu chestiile astea. În Republica Moldova funcționează și Mitropolia Autonomă a Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, care a emis următorul comunicat. În vremurile actuale, România și spațiul european sunt repere esențiale pentru traiectoria noastră, atât din punct de vedere cultural, cât și spiritual. Până și biserica vă cheamă la vot, băi, frați moldoveni. Care este miza? De ce încearcă opoziția și Rusia să influențeze rezultatele alegerilor și a referendumului? Pe scurt, Rusia încearcă să împiedice Moldova să adere la UE și pe candidata pro-europeană din partea PAS, Maia Sandu, să ajungă din nou președintă. Rusia dorește să păstreze Moldova în sfera sa de influență, lucru care i-ar aduce beneficii directe și indirecte. O Moldova independentă dezvoltată în UE ar contribui la economia europeană și ar întări frontul anti-Rusia. Mai mult, din sfera de influență a Rusiei, Moldova ar putea să fie un alt ghimpen în coasta Ucrainei, precum Belarus, în loc de un sprijin cum este acum. Cum stau candidații și care sunt șansele referendumului? 55,1% din cetățeni ar putea vota la referendum pentru modificarea Constituției, iar 34% împotrivă, arată un sondaj realizat de așa. Deci, momentan s-ar zice că stau bine și este de adăugat aici ca la orice referendum cu mesaj pentru frații moldoveni. Faptul că pare că acest referendum va trece, în primul rând nu înseamnă că este automat că va trece, iar chiar dacă trece, adică chiar dacă multă lume votează cu da și se validează referendumul, asta nu înseamnă că nu este ideal să se dea un mesaj din partea tuturor moldovenilor în legătură cu preferința lor față de Uniunea Europeană. Și asta e valabil la absolut orice referendum. Multă lume stă acasă că și așa trece. Una este să fie prezență de 30%, de 35% și intenție de vot 50%, 51% și să treacă cu asta, versus prezență de 50% și referendumul trece cu 70%. Da, deci atunci e bătut în cuie. Pentru că când vin doar 30%, 32% să zicem, și din aia 32% votează 50%, atunci tu ai o minoritate acolo, realist vorbind, în țară. Chiar dacă este valabil în mod evident, tu ai o minoritate de acord în țară versus o majoritate, da? Indiferent cât de sigur e că trece referendumul, e bine să mergeți oricum să votați. Da, deci trebuie să fie prinsă de 30% și de asemenea Maia Sandu este favorită pentru un al doilea și ultim mandat cu 35% din voturi, având mai mult decât următorii 5 candidați împreună. Cam asta, cam ăștia sunt candidații. Îmi plac foarte mult logo-urile de la partidele din Republica Moldova. Uite, de exemplu, Partidul Nostru. Partidul Nostru. Partidul Nostru. Prost. Partidul Nostru. Dacă ești așa poate cinstit, ești om în colectiv. Să nu ieși în mesele de la poliție sau de la PAN. Nova девочка в нашем коллективе. Твоя фамилия? Настас. Настас. Я не собираюсь лететь в Москву по 20 раз из-за тебя, и чтобы за меня платили по 1000 евро. Ты понимаешь? Плюс гостиница, проживание. И это у всех проблема. Зачем нам тогда мне нужны в команде, если только за бабки? За бабки. Как люди ходят, и мы тоже ходим. Председатель блока «Победа», именно Илан Шор, дал поручение всем активистам зарегистрировать 10 симпатизантов до 19 сентября включительно. Трудной эфир, как и луна, требует совет категории дневной. Он не болеет. Уми и дилеры, мы не ломили. Так и сову дебани, дебани, и что, Саша? Ютис ходим, как что, скау салтер. Доамне, I love petty corruption. Deci ăștia au primit bani ca să recruteze alți oameni pe care să-i plătească ca să facă propagandă și își trag bani din banii oamenilor pe care trebuie să-i recruteze. I-a dat, păi a pus comision, baba. Bani, din banii ăștia, lăsa așa. Eu te scot din pe ăștia, ca o saltă. Ca să mai spunse. Он аферист. Он тебе хочет подставить. Мы будем звонить им всем потом. Обзванивать и говорить, за кого голосуем, кто у нас кандидат. Eu nu știu, cui vreți să deschideți America? Pe mine, știți cum, nu mă afectează întrebările dumneavoastră. 20 octombrie 2024 года мы с вами начнем новую, богатую, красивую и счастливую жизнь. Ziarul de Garda a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Șor. Timp de 3 luni am documentat din interior cu ajutorul unei camere ascunse cum circulă banii și cum sunt traculați și ademiniți oamenii care lucrează pentru Ilan Șor în slujba Moscovei.
miza deturnarea cursului european al țării prin compromiterea referendumului din 20 octombrie și votul pentru un candidat susținut de Șor, care urmează să fie anunțat cu doar o zi înaintea scrutinului. Timp de 3 luni, un report... Stai un pic, ăștia anunță candidatul cu o zi înainte? Cum adică? Ziarului de gardă sub acoperire acționând sub o identitate falsă, a participat la așa zisele proteste organizate de oamenii lui Șor înainte sau după ședințe de judecată, la întâlnirile de partid, precum și la discuțiile electorale cu unul dintre candidații lui Șor la prezidențiale. Investigația integrală poate fi găsită pe canalul nostru de YouTube și pe zdg.md. Numai bine! 6 august 2024 a fost ziua în care am primit confirmarea că Ana Anastas, adică identitatea mea falsă... Ia uite, moldoveni, că au iMac-uri! Păi ăștia sunt plătiți de Soros! De unde să aibă moldoveanul iMac, dacă nu-i plătit de Soros? 6 august 2024 a fost ziua în care am primit confirmarea că Ana Anastas, adică identitatea mea falsă, a fost înregistrată în baza de date a băncii ruse Promsvezbank. Da, ați înțeles corect. O bancă din Rusia mi-a deschis un cont doar în baza unei imitații a buletinului de identitate și fără ca eu să fi scris vreo cerere în acest sens. Printr-un SMS am primit și cod... Bro, what? ...pe care urma să-l folosesc pentru a-mi accesa contul. Am instalat aplicația Promsvezbank și m-am logat cu datele primite prin SMS. Soldul era zero, însă am primit asigurări de la superiori că... oricând poate fi suplinit. 7 august 2024. Am fost invitată din nou la Dobrogea, la zasedanie, așa cum numeau oamenii aceste întâlniri. Și de această dată, Alexandru s-a lăsat așteptat, întârziind cu o oră. Între timp, activiștii, majoritatea vârstnici neobișnuiți cu telefoanele moderne și aplicațiile mobile, se apropiau nemulțumiți cu telefoanele și buletinele în mâini, așa cum li s-a cerut pentru a se putea înregistra într-un chatbot de pe Telegram. Comandira Raya însă a încercat să liniștească spiritele. Și de asta zicea moșul ăsta că eu n-am de gând să zbor la Moscova de 20 de ori pentru 1000 de euro. Că gen nu știe să folosesc aplicația, right? 1000 de euro. Te понимаешь? Plus gostiniță, проживание. И это у всех проблема. Faptul că eu, fiind nou venită, am primit mesaj de la Promsvezbank, iar unii activiști mai vechi de la Dobrogea nu primise încă, a stârnit nemulțumiri. Înainte aduceau banii cash, au fost prinși, acum trimit banii în bancă și după îi scot prin Transnistria. Aha, până să-i prind, aduceau banii prin avion fiecare persoană câte 8-9 mii de dolari. That's crazy. Ziceți mersi, copii, că nu era mult să fim și noi așa. Hai că nu, am fost așa, adică ne întâlnim, am fost așa. Я просто остановлю вам всем карты. У меня надо регистрироваться. Я остановлю всем карты за это. Правильно. За что? Вот я оцениваю. Саша, я смотрю, сколько раз, ну, повторяю. Ну, еще раз повторяю. 26 august 2024. Pe contul meu, adică al activistei de partid Ana Anastas, de la banca rusească Promsvezbank, au fost transferate 15.000 de ruble, echivalentul la 3.000 de lei moldovenești, atât cât mi s-a promis pentru munca de activistă. Singura problemă era că nu puteam accesa aplicația, întrucât Serviciul de Informații și Securitate al Republicii. Este chiar un frate moldoven. Mersi că vorbești despre asta, we need all the help we can get, votăm masiv frați și surori. Aia zic, respect. Moldova a cerut operatorilor de telecomunicații să o blocheze. Pe parcursul lunii august, imediat după ce am devenit activistă cu un contract oficial transmis pe Telegram, primeam apeluri frecvente de la Moscova, așa cum prevenise comandira Raya. În una dintre multiplele conversații cu cei de la Moscova, mi s-a oferit o soluție de a folosi aplicația Promsvezbank, blocată de SIS pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, пожалуйста, вы получили SMS-оповещение с банка ПСБ? Да, я получила. Отлично, смотрите, это ваша благодарность.
за апрель, май, июнь, июль. Скоро придет за август. Такая же сумма. Да. У вас получается зайти в личный кабинет? Активировать? Или проблемы? Нет, я активировала, но сейчас я не могу вот открыть. Понятно. А вы закачивали VPN румынский? Именно румынский? Fiecare zi care a urmat însemna apeluri de la comandira Raya. Aceasta îmi cerea insistent să îndeplinesc diverse sarcini. Are rost să trimit bani pe cont și trebuie să lucrez. Are rost trebuie să dau hârtie să le dai la oameni, să faci fotografii. Are rost să vii la mine azi. Am înțeles, dar dacă da. Sunt mai multe persoane, păi cred că pot să sunt fac. Sunt mai multe, dacă deși unul este, tot trebuie să vii. Tu ești obligat să vii, că tu lucrezi cu noi. Și eu nu înțeleg de ce tu nu ridicai trupca. Tu erai ieri la vara 12, la jumătate la 5 erai în internet. Eu te-am sunat și tu n-ai ridicat. Nadia te-a sunat, n-ai ridicat receptorul. Ce înseamnă asta, Nadia? N-ai ridicat receptorul. Ana, te știi pe telefonul tău de unul lângă tine, că eu te sun, tu să ridici. Bine, bine, pentru aia. E bine, bine, așa facem, așa nu-ți face lucru. Ai venit două zile și ai primit 3.000 de lei și nu lucrez de fel. Am înțeles, eu te aștept la 5. Și ăștia proști în puta mea, au dat 3.000 de lei după două zile. Am fost dojenită de dimineață, în seara zilei de 2 septembrie am mers la Dobrogea, unde am ajutat doi activiști să se înregistreze pe chatbotul de pe Telegram. Ulterior am primit indicația să împart pliante cu falsuri despre Uniunea Europeană și laude la adresa Uniunii Economice Euroasiatice. Jurnalista din Mina a decis că nu e corect să împart dezinformare, așa că am plecat acasă fără a distribui pliantele. Pentru că nu i-am transmis fotografii cum împart pliante, Raisa m-a dojenit din nou. Așa că am fost nevoită să revin la Dobrogea pentru a împărți pliantele. Евразийский экономический союз. С Россией? С Иланшор? Правда. Не выйдет ушор. Doamne, dar fata asta a stat să-i dea Dumnezeu sănătate. Holy shit. Da? Cu cât mai mult se apropia ziua alegerilor, cu atât mai mare era presiunea de a racola simpatizanți noi. Activiștii erau motivați cu promisiuni de bonusuri și concursuri cu smartphone-uri. Алло, здравствуйте, Анна, меня зовут Дмитрий, я из команды Блока Победа. Вам здравствуйте. А, да, конечно. Я бы хотел коротко обсудить с вами наш чат-бот в Телеграме, передать вам очень нужную, важную информацию. Вы ведь активист Блока Победа, да? Да. Председатель Блока Победа, именно Илан Шор, дал поручение всем активистам зарегистрировать 10 симпатизантов до 19 сентября включительно. Если вы уже начали регистрировать, то вам уже поменьше надо будет. Ну, именно через чат-бот. Mesajele cu textul «Ura, iarăși concurs» s-au început să fie distribuite pe chaturile interne de pe Telegram ale activiștilor. Scopul competiției era de a înregistra cât mai mulți simpatizanți, miza fiind un smart... Cu ăștia fac concursache! Cu ăștia fac concursache cu activiști de partid! De fapt, bine, de ce mă mic? Zici că, adică, și la noi încă se întâmplă cu 100 de lei implic ca să votezi, să faci poză la ce votezi, da? Concursache pe Telegram, boss! Herbalife pe voturi! Smartphone. Pentru a facilita racolarea a cât mai mulți oameni, am primit chiar și o instrucțiune de găsire și înregistrare a 10 simpatizanți. Citez un fragment din instrucțiune. Probabil ați auzit despre încercările autorităților de a limita plățile la noi activiști. Probabil ați auzit despre cum au fost luați bani în aeroporturi în timpul unei căutări. Prin urmare, toate plățile le facem acum doar printr-un card bancar și acești bani nu au fost încă luați de la nimeni. Pe 21 septembrie am fost chemată din nou la Dobrogea, fără a mi se spune pentru ce. Ah, ok, I'm hooked. Am zis că nu mă uit, dar I'm fucking hooked. Odată ajunsă în parcul în care se întâlneau de obicei activiștii, văd doi bărbați necunoscuți. Unul dintre ei s-a dovedit a fi Oleg, fostul șef de la Chișinău pe regiunea Sângera, despre care mai auzisem anterior. Aveam să aflu că urma să-i transfer acestuia cele 15.000 de ruble primite pe contul meu de la Promsvestbank și că, în schimb, voi primi doar 2.300 de lei cash, ca urmare a comisioanelor percepute de bănci. Cui și schemuiau? Cui și schemuiau? Cui?
No, boss, e comisionul 50% la bancă. Doamne, man! Doamne, coaie! 1300 de lei cash, ca urmare a comisioanelor percepute de bănci. Căroce, astăzi el trebuie să mite în Moscă. De acolo trebuie să mite lui, unde să ducă banii. Și să ducă banii, 2300 numai. Că e cu transport, tu te știi de mult. E cu transport, e cu transport! Îți iei jumătate de bancă, e cu transport! Ai, 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 man. Holy fuck. O analistă din Moldova a pus o întrebare foarte pertinentă. Ăștia nici nu știu ce fel de carduri au deschis. Se presupune că sunt conturi de credit. La unii le-au venit mesaj cu rata la bancă. Nu pot să cred că le-au făcut rate la bănci. No fucking way că le-au făcut rate la bănci. Это именно, потому что я уже скачала этот... Вам надо обналичить, правильно? S-au ales oamenii cumpărați cu dobânzi la banca rusă? No fucking way. No, 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 no. Nu, nu e adevărat. Sursa? Sursa în limba românească? Mi-a venit un mesaj că am un credit de achitat. Persoane care ar fi primit banii de la Ilanșor apelează la 112. Mai multe persoane care ar fi primit banii de la Ilanșor pentru a-și vinde votul ar fi primit mesaje în care erau înștiințate că au credite de achitat. Persoanele care s-ar fi pomenit cu datorii la bancă ar fi primit anterior carduri MIR de la banca rusă Promceva Bank, aflată sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina. Poliția investighează presupusele cazuri de escrocherie. Da, ăsta, Ilan Șor ăsta, gen îl mai susține lumea, că, adică bănuiesc că e susținut de niște rusofili. Dar cât de susținut e de rusofili? Adică e gen cum e Șoșoacă la noi sau Simion, sau e așa un ăsta care e băgat la înaintare să agite? Adică chiar are susținere populară în termen de 5, 10, 15% sau e doar un băiat agită lumea și e, zi, bancomatul Rusiei? Are susținători în Orhei și Găgăuzia? Ok. A fost primar în Orhei. Aha. Nu asta am 15 tisici. Da. 15 тысяч. Значит, когда мы перекидываем на мой счет для обналичивания, да. Значит, у вас получается ко мне придет 14700 рублей. То есть банк сожрет 300 рублей. Да. За перевод. Потом я прогоняю еще через два банка. Ага. Каждый забирает банк по 2,5%. Чикатеринка ареста по ельме. Получается минус 5. 2,5 плюс 2,5 получается 5%. Угу. Умножаем полученную сумму. Тут получится 13 965 рублей. Угу. Умножаем на курс 0.165. Угу. И получаем... 2300 лей. Угу. Понятно? Да, да. Astfel, urma ca luni, 23 septembrie, să primesc banii cash. Până a primi banii, însă, pe 22 septembrie 2024, am fost chemată la o întâlnire la Sângera, unde au venit activiști din Dobrogea, Revaca și Sângera. Imediat cum am ajuns, am surprins din nou discuții despre bani. Și ce a spus? O zis că noi până ce n-am făcut nică, voi o să vreți numai bani. N-am făcut nică. Lucru, dar că ajuns și o să-ți zdelam. Dar la demonstrație asta avem câte 4 ore, am zis lucru. Doamne sărat, dar mi-e și milă de oamenii ăștia, men. Fac toată mizeria asta pentru bani și nici măcar banii nu-i primesc. Astfel aflu că președinților de organizații li s-au promis câte 5.000 de lei pe lună. Eu am spus, eu nu spun, eu mai mult nu lucrez, nici oamenii mie nu lucrează, la civilă, la dobrojescatul oameni, la oameni, la activiști, trebuie să vii câte 3 nedele. Noi în fiecare lună trebuie să avem câte 5.000 de lei, noi, unde banii? Enervată, Raisa face mai multe dezvăluiri despre mișmașurile lui Alexandru. Când a fost să mă iei la a doua oară la Moscova, lui i-a dat 7200 de dolari pentru Revaca. Și este om care l-a primit, i-a dat cu Oleg. Oleg a spus că el nu poate să le duc în Moldova. A spus Sasha că el le duce. Și le-a dus Sasha în Moldova. Și unde bani v-a dat? Nu v-a dat. El crede că nu știm. Nică. Cât se aude, cât aleacă se aude. Păi ce poți putea să ne iau să ne Nu i-am spus și ei. Păi ești dracu, îi convins să ducă Dai Dracu să voteze cu Maia Sandu. Doar Dai Dracu, că e ciocdi la bani. A spus că dat 1600 numai. Nu știu, ea că întreba ce credință. Mi-a spus că i-a dat 1600 numai de dolari.
себе делать это коло? Как вы сидите коло? Какие вообще сидите коло? Причин спросить у вами. Да я его примем, Петрия, за штиль диван, где он вам не сидит у вас? Динчек, что делать имитир, на***? Не апропием до локу лендельнири. În locul ei m-aș fi dus la întâlnirea conspirativă de găzat într-un urs moare, moare și jucăuș. O margine de 3. Patru șefi de la Chișinău și-au făcut apariția. Un bărbat trecut de 30 de ani, îmbrăcat... Ia uite la costum ăsta! ...la patru oace, prezentat drept consilier municipal, începe să țină un discurs în fața mulțimii adunate. Скажите мне из вашего опыта, люди что считают приоритетными из этих двух мероприятий? Выборы президента или референдум? Референдум. А выборы президента почему? Чтобы избавиться от нее. Поэтому мы должны понимать, что референдум – это базовый, фундаментальный элемент ее выборной кампании. Bă, așa în stradă, boss! Doamne Dumnezeule! Așa în stradă! Bam, 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 hai pe marginea drumului, hai! Care e strategia de fucere în gură acum că v-am dat 3000 de lei? Doamne Dumnezeule! Uniștojăm referendum? Mai sunt două cenii și-mi vorbim. Așadar, vorbitorul confirmă că pentru Moscova miza este referendumul. Pe final de întâlnire l-am întrebat pe Alexandru cine este totuși candidatul lui Șor. Frați moldoveni, explicați-mi și mie. Adică am înțeles, să-l anunță cu o zi înainte de alegeri ca să nu poată să-l scoată de pe lista de alegeri. Cum intră pe lista de alegeri dacă l-anunță cu o zi înainte? Trece, scrie lumea, pune acolo o căsuță și... Cum funcționează? Nu înțeleg. E deja pe listă? Și cum adică l-anunță înainte? E deja pe listă, dar nu se știe că e din partea Șor. Adică e unul dintre ăștia? E unul dintre ăștia desemnați de cetățeni? E unul dintre acești 4-5 oameni desemnați de cetățeni? Și va anunța cu o zi înainte cine este din partea Șor? Shut the fuck up! Coi, e mangas la alegerile prezidențiale din Moldova? E mangas? În moldoven zice Victoria Furtună și Irina Vlah sunt din partea Șor. Adică doamna și doamna. Bro, shut the fuck up! Deci nu vine să cred. Au băgat vreo 4 candidați la derută și unul dintre ei candidatul sau candidata susținută de ruși și anunță cine e cu o zi înainte de vot ca să nu-i anuleze candidatura. This is insane. Iată o altă chestie cu care Moldova este peste noi. Faptul că poate să candideze oricine de pe stradă dacă este desemnat de un grup de cetățeni. La noi trebuie să strângi 14 triliarde de miliarde de semnături ca să candidezi. Acum că îmi dau seama, avem și noi o situație asemănătoare, dragi moldoveni. Uite, avem și noi pe Mircea Joană care făcea vizită la Moscova, care probabil la fel vom afla după alegeri dacă a fost trimis de PSD sau de, știu eu, Soros sau whatever. Și noi avem candidatul ăsta independent, știi, care tot așa, o să aflăm cândva cine l-a trimis acolo. Și nu știm, de la Moscova, de la Soros, de la PSD, de la... Trebuie cu știi acum. Eu nu înțeleg, cu 24 de ore înainte nu-i pot anula candidatura. Păi zice aici, n-au zis că nu lucrează. Zice domnul ăsta că nu lucrează. Nu se vine înainte de alegeri pentru că sâmbătă nu lucrează nimeni. A, că în ziua alegerilor se bazează pe faptul că deja se printează buletinul de vot și e distribuit în țară. Da, ok, are sens. Și long game-ul lor care e? Adică ce, să... Ăla n-o să câștige, speră să fure voturi de la Maia Sandu, nu? Dar e, adică... Da, toți de pe lista au un complot împotriva Maia Sandu. Eu zic că Maia Sandu va câștiga cu peste 50%. Mă îndoiesc, dar cine poate știe? Перед выборами работа никто не работает. Мы говорим про наш кандидат, мы поняли. А тогда мы будем нашим симпатизантам писать или... Мы будем звонить им всем потом. Обзванивать и говорить, за кого голосуем, кто у нас кандидат. А мы будем, вы будете нам звонить, нам мы будем звонить им. Да, да. А, хорошо. Luni, 23 septembrie, am fost chemată la Dobrogea să iau banii. Dintre cei 2300 de lei promiși, am primit doar 1300. Pe lângă comisioanele percepute la transferurile bancare, Raia a aplicat propriul comisioan. Bro! Deci stai un pic că ăștia au plecat de la cât? De la 3000 cât era? Raia tax! Doamne, faptul că ăștia se fură între ei, doamne, Dumnezeule mare!
Pe lângă comisioanele percepute la transferurile bancare, Raia a aplicat propriul comision de 1000 de lei. Tu aproape nică ne-ai plăcut, așa-i? Nic, absolut, cu lucrul nostru. Cum nică? Și mi-ai spus, am făcut. Da, deși, da, da, nu i-am luat. Căroce, eu îți dau 1000 de lei, nu? De ce? Așa, că tu nu ai lucrat așa cum a lucrat toți. Dar eu am primit cardă. Și ce, dacă ai primit, spune-te rog. Tu ai meritat banii ăștia, i-am spune. Așa, pe ce, meriți banii ăștia? Și cine ai spus, eu am făcut. Dar ce ai făcut tu? Ai dat două, trei hârtie și ai fost odată la demonstrație și gata. Și de câte ori m-ai sunat? De câte ori m-ai sunat? Și? Ai făcut acolo locul. De câte ori m-ai sunat, eu m-am dus la Tania. Unde? Adea. Dar asta și asta e vezi că ești în colectiv. Ești în colectiv. Păi da, dar mi-am spus că să-mi dați... 3, 4, 5, ține 1000 și n-ați încă 3000 că ai făcut lucru. 300, na. Mi-am spus că să-mi 300. 1000 rămâne, nu, s-a dat, au ieșit doar 2300. 1000 de lei rămâne la mine, că eu am femeile care lucrează câte 5-6 ani și nu au primit dați bani încă. Totuși, Raizei îi era... Dar îți dai seama să faci chestia asta pe bune? Adică să te duci și zici, ok, știi ce? Mă vând un pic la ruși ca să fac această propagandă nenorocită, ca să fac și eu niște rost de bani. Adică pot să înțeleg. Nu e de parcă la noi nu se întâmplă într-o formă sau alta. Adică pot să înțeleg perfect. Și, na, adică... Na. Și să fii un om random și să fii țepuit cu... Să rămâi cu 1000 de lei din 3000. Totuși, Raizei îi era frică să nu-i spun lui Alexandru despre 1000 de lei pe care a încasat-o din banii destinați mie și a început să mă amenințe. Dar cum i-a adus amunte de la Moscova, i-a adus banii ăștia? Ți-e tot interesant de unde și ce? Nu, chiar prin duce tu trebuie să știi. Dacă eu ți-am spus, eu sunt avut vorbă de la Sasha și de banii ăștia tot, dacă se aude banii, de banii ăștia de la Sasha, eu te scot din căștia, îți cauți altă profesie. Îți cauți altă profesie. Pe dezbire de profesia de postache gălă, I guess. Dar de ce trebuie să-i spui? Eu spun așa că tu nu ai lucrat absolut pe știi. Bun, las eu să-i spun că mi-a dat 2300. Așa cum e ușit cum pe card, da. 25 septembrie 2024. Raisa mă anunță printr-un apel telefonic despre avansarea mea în carieră. Urma să devin activistă responsabilă de comunicare în organizația primară din Dobrogea. Totuși, apelul primit de la ea avea și o altă menire. Să mă prevină că voi fi sunată de la Moscova și să-mi spună repetat că nimeni nu trebuie să știe despre 1000 de lei pe care a încăsat-o din salariul meu. Mai mult, Raisa mi-a dat asigurări că, de acum încolo, voi primi... E căcată pe ea, baba! ...care a încăsat-o din salariul meu. Mai mult, Raisa mi-a dat asigurări că, de acum încolo, voi primi, citez, atât cât îmi va veni pe card, fără să aplice și iau un comision. Câteva ori mai târziu primesc un apel de la Moscova. А скажите, Анна, вот разговаривал с вашим представителем предыдущей организации, она вот сказала, что вы разбираетесь, да, вот в регистрациях этого всего. Да. А не хотите стать активистом по коммуникациям? Да. Да, конечно. Да, это по вашему ТО по 44-му. 28 septembrie 2024. Sunt adăugată într-un grup de Telegram intitulat TO44 Activiști Responsabili pe Comunicare. Din mesajele Evei Sergeevna, așa cum se prezintă coordonatoarea grupului, aflu că această funcție a fost instituită tocmai pentru că oamenii raculați să slujească pe șor, majoritatea în etate, nu știu să folosească telefoanele mobile inteligente. Prin manipulare, activiștii din acest grup erau învățați cum să manipuleze la rândul lor. Bă. Prin manipulare. În fiecare așa ați format o echipă de activiști și simpatizanți. Voi sunteți oamenii de care depinde multe. Datorită dumneavoastră vom putea crește nivelul culturii digitale în teritoriul fiecare, implementarea promptă a comunicațiilor digitale în muncă și ridicarea nivelului de securitate digitală la un nou nivel. Bă, vorbesc cu ei ca la corporație! Acele forțe politice care primele o să introducă tehnologia informațională în muncă vor fi în afara concurenței. Bă, zici că e la corporație, zici... Doamne Dumnezeule mare, holy fuck! Să creștem nivelul culturii digitale, a.k.a. să știe să folosească telefonul. Activiștii din acest grup erau învățați cum să manipuleze la rândul lor. Vă salut de aici din sediul Inspectoratului General al Poliției. 3 octombrie 2024. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernuțeanu, și șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, susțin un briefing de presă în care spun că peste 130.000 de cetățeni au primit bani din Federația Rusă prin intermediul schemelor de corupere a alegătorilor pusă la cale de Ilan Șor și că doar în luna septembrie, poliția a documentat transferuri de peste 15 milioane de dolari de la Moscova către rețeaua lui Ilan Șor din Republica Moldova. Băi, voi înțelegeți 15 milioane de euro doar ce au prins ăștia, doar ce au trecuit ăștia? Refugiat la Moscova, Șor a reacționat în aceeași zi declarând că, în realitate, amploarea transferurilor de bani și a numărului de oameni implicați este mult mai mare decât cea anunțată de poliție și procurori. 4 octombrie 2000... Nu. Poftim? Poftim? Refugiat la Moscova, Șor a reacționat în aceeași zi declarând că, în realitate, amploarea transferurilor de bani și a numărului de oameni implicați este mult mai mare decât cea anunțată de poliție și procurori.
He's flexing on them. He's fucking flexing on them. Așa și... Așa și ce dacă am dat bani? Vezi că am dat chiar mai mulți. Dar nu înțeleg, strategia n-ar fi să pară că oamenii aia nu sunt plătiți ca să facă propaganda asta? Adică de ce flexezi și recunoști că plătești oameni ca să facă asta și ca să voteze? Adică strategia n-ar fi tocmai să lași impresia că lumea chiar votează și face propagandă pe bune pentru tine? I don't fucking get it. Că nu e de parcă poți să cumperi toată Moldova cu 2000 de lei moldovenești. Adică nu e de parcă gen are resursele să dea la destui oameni încât să voteze destui împotriva. Cred că e mai degrabă să scadă încrederea în sistemul democratic, să destabilizeze, probabil de asta ești așa pe față. Nu e tocmai că arăți faptul că am fucking get it. 4 octombrie 2024. La doar o zi de la briefingul de presă al poliției, primesc un mesaj de la Promsvestbank, prin care sunt informată că pe contul meu au fost transferate încă 15.000 de ruble. Era salariul meu pentru luna septembrie. În ciuda perchezițiilor și a dezvăluirilor făcute de poliție, structurile lui Șor și-au continuat nestingerit activitatea. În aceeași zi de 4 octombrie, am fost chemată pentru prima oară la o întâlnire în sediul Organizației Teritoriale din Chișinău, care urma să aibă loc a doua zi, într-un oficiu de pe strada Ismail 23. Tot pe 4 octombrie, în jadul organizației primare Dobrogea, primesc invitația la o întâlnire cu candidatul, numele căruia nu a fost dezvăluit. Doamne, sper că a dat-o în gât. Sper că a dat-o în gât pe babă până la final. S-a transmis doar locul și ora întâlnirii. Parcul cu zăpadă, ora 13.30. Ajunsă cu întârziere la întâlnire, îi recunosc pe colegii mei del partid de la Dobrogea, iar în fața lor, candidata independentă la prezidențiale, Victoria Furtună. Adică gen, e pe față? Deci e pe față. Păi n-a zis că o anunță cu o zi înainte? De ce am anunțat-o? Că gen ăștia sunt liderii. A anunțat-o la lideri. Adică nu era clar că o să ducă vorba? E momeală? Oh, vor să scape de impostori? Shut the fuck up! Shut up! Shut up! Nu se poate! Candidata independentă la prezidențiale, Victoria Furtună. Deși această întâlnire fusese anunțată și de către Victoria Furtună cu câtă... Scuze, faptul că și-a făcut selfie cu ea? Dumnezeu! Domnișoara asta jurnalistă, Dumnezeu. Ce-a făcut selfie cu ea? Deși această întâlnire fusese anunțată și de către Victoria Furtună cu câteva zile înainte, ea era înconjurată doar de oameni de la Dobrogea, Sângeral și Revaca, chemați prin intermediul chaturilor de pe Telegram, coordonate de oamenii lui Șor. Stând alături de șefa mea Raisa și vorbind în limba rusă, Victoria Furtună a reluat în fața celor aproximativ 30 de oameni chemați să o asculte narativele antioccidentale promovate și de Ilan Șor. Наших профессионалов не имеет значения, кто они, юристы, экономисты. Их закупляет Америка и Евросоюз, чтобы они работали в ихней компании. Вопрос сейчас, почему они дают нам своих, а наших берут там, чтобы они подняли, например, свои фирмы или свои институты. Вот тут и есть вопрос. Все делается для уничтожения нашей нации, для уничтожения нашей экономики, для уничтожения нашей идентичности, как молдаван. У нас украли историю за 30 лет наши дети, никак. И сейчас, если спросишь, у меня всегда дебаты дома со своим ребенком. Да спросишь, какую историю они учат? Они учат историю Румынии, они не знают о истории Молдовы. Когда ты их спрашиваешь по их... Астиди, да. Îmi spune Fimiu că învață istoria românilor, ei nu știu istoria Moldovei. Istoria României, ei nu știu istoria Moldovei. Nu mergem la bemol, mergem la castelul Brans, îmi iau pe metru. Când te ei spraşuvăși pe ei, pe prăizic, ei говорят românski. De ce românski? Ce? У нас нету своего языка молдавского? 5 octombrie 2024. Merg la sediul de pe strada Ismail. Toți așteaptă. Ce tare e asta, că nu avem limba moldovenească? Adică rusă, sau ce? Care e exact limba moldovenească? 5 octombrie 2024. Merg la sediul de pe strada Ismail. Toți așteaptă să se elibereze sala, semn că înaintea noastră fusese un alt grup pentru a fi instruit. Surprind din nou discuții despre bani care mă vizează și pe mine. În timp ce Raia voia să-l implice din nou pe Oleg în procesul de convertire în cash a banilor din conturile bancare, Alexandru insista să-mi arate mie cum se face acest lucru, urmând ca luni, 7 octombrie, să mă instruiască. Raisa și Nadejda însă m-au preîntâmpinat să nu accept propunerea lui Alexandru pentru că risc să fiu închisă. Așa. Tu să-ți ceriți bani, că te-a pas n-ai. Să-ți costeți banii tu de la noi, te la spuie. Spuneți-vă, eu creștie și mă duvinește, că ziua. Să crești la bani, să iei bani din bani, să ne aduci nouă. La asta tare, tare, e apasă. Dragălie, n-a spus la televizor, cu asta e sim. Рядом сидел с ней. Я буду говорить по-русски, ты меня понимаешь. И они сказали, это будут не только, а ловят по телефону, а ты собираешься делать эти, ладно, поставить фотографию и это, программу. Ну ты что, я когда услышала...
Deci baba totuși vrea să o scape de la Ananghi. Și-o ies să el îi fac dielă, nu n-a fi dies. Он тебе хочет подставить. Где он не делает? Почему он не найдет хакера, который занимается этим? Doamne Dumnezeule, de ce nu găsești un hacker? A urmat difuzarea unui clip video în care Ilan Șor a înșiruit o serie de promisiuni. Поэтому 20 октября 2024 года мы с вами начнем новую, богатую, красивую и счастливую жизнь. Два самых важных для вас вопроса. Кандидата вы хотите, вам Валентин, председатель, сейчас скажет на ушко, кого мы поддерживаем, запомните слова. Поддерживаем. Поддерживаем. Поняли? Да. Валентин вам скажет на ушко председателя. Ну, они вам... Vox spune la ureche, vox spune la ureche, genii deja sunt căcați pe ei că e totul înregistrat. Voi vă dați seama că ăștia deja sunt căcați pe ei că e totul înregistrat? Ca au microfoane prin birou și astea? Valentin vă scăzut na ușcă председателя, они вам уже скажут, нам нельзя. Un la fiecare câte unul diferit nu se poate. Второе. Референдум. Вы должны знать. Понятно, ну. Pe final de întâlnire am convenit cu Alexandru să ne întâlnim peste două zile pentru a-mi dezvălui modalitatea de a converti în cash banii din contul bancar. But there's no there is no fucking way în care autoritățile din Moldova nu știu exact cine sunt oamenii lui ăsta. There's no fucking way. Adică dacă ăștia deja sunt la modul e ăla, poate e ăla, aia vine la întâlniri organizate de Șor. There is no fucking way în care gen SRI-ul moldovenesc, cum or fi serviciile de secrete moldovenești, nu știu exact cine e ăla. Gen care impostorul. There's no way, come on. Și atunci de ce nu-l scot? Că nu înțeleg. Adică bine, cred că atunci e altă discuție cât de cumpărate sunt instituțiile alea. Dar totuși nu doamna Maia Sandu la conducere și e clar că o să câștige, adică instituțiile alea n-au interesul să fie de partea lui Maia Sandu ca să rămână în picioare. 7 octombrie 2024. După cum stabilisem cu Alexandru, la ora 11 m-am prezentat la oficiul său. După ce am intrat în clădire, unul dintre subalternii lui Alexandru a încuiat ușa din motive de securitate, pentru că în jurul clădirii patrulau mai mulți polițiști îmbrăcați în civil. Apoi mi-au luat telefonul, tot din motive de securitate. Alexandru mi-a explicat cum pot converti în cash banii din aplicația Promsvesbank. Schema era simplă. Urma să transfer banii tuturor activiștilor și simpatizanților de la Dobrogea pe contul meu de la Promsvesbank, apoi să transfer toți banii prin serviciul rusesc Unistream către un cont deschis la una dintre băncile din regiunea transnistreană. Ulterior urma să merg la Tighina și să obțin banii cash. Alexandru m-a sfătuit să-mi stabilesc și eu propriul comision, așa cum a făcut. Ok, dacă e cineva care nu știe geografia și geopolitica, regiunea Transnistria este o regiune independentă, nerecunoscută mai de nimeni, partea Moldovei, care este separatistă, care este despărțită de Moldova mamă și este deținută de ruși. Și rușii au baze militare în Transnistria. Practic, ce îi pun pe ăștia să facă este să plece din Moldova, să meargă în Transnistria, care este tratată ca o altă țară, da? Adică are graniță, etc. Se ducă în Transnistria să scoată banii ca să se întoarcă cu ei înapoi în Moldova. Cut și Raisa cu mine. L-am întrebat pe Alexandru și despre candidata Victoria Fortuna. Ieri am fost la întâlnire cu Fortuna. Da, spune-le. Можете всем говорить. Нам нельзя. Что? Всем говорить. Между собой вы можете говорить, кого мы поддерживаем. Мне нельзя говорить. А. Он же может туда записывать. Да, 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 да. Ну, конечно. Да, ну, интересно, приготим, пожалуйста. Отношаешь? Есть, пожалуйста. Да. У нас есть запасной вариант, который мы будем потом. Все будет, это специально. Налог. Ты что, пусть мой муль за дегута? Вау. Octombrie 2024. Am decis să-mi închei misiunea sub acoperire și să le dezvălui colegilor mei de partid adevărata mea identitate. L-am sunat mai întâi pe Alexandru. Eu sunt Ana Anastas. Da. De fapt, sunt noastră, mă cunoașteți ca Ana Anastas, dar eu sunt Măriuța Nistor, reporter la Ziarul de Gardă. Și în tot acest timp, atunci când ne-am întâlnit, atunci când am primit bani, când m-ați învățat cum să convertesc banii în cash, eu am înregistrat totul și am documentat pentru o investigație jurnalistică. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că tot ceea ce faceți este corect, este moral, este legal și ce aveți documentat. Sus! E sunetul la pădine, adică sus! Nu înțeleg. Nu înțeleg. Alo, mă auziți? Ulterior, Alexandru nu n-a mai răspuns la apeluri.
Am sunat-o și pe Raisa, deja fosta mea șefă de la Dobrogea. Da, da. Alo, bună ziua. Bună. Doamna Raisa. Aha. Eu sunt Ana Năstase, așa cum mă știți, dar de fapt sunt Măriuța Nistor, jurnalistă la Ziarul de Gardă. Aha. În tot acest timp cât am lucrat împreună, atunci când am primit bani, atunci când mi-ați dat indicații, am documentat, am filmat totul și am realizat o investigație jurnalistică în care am scris, am descris cum are loc toată schema. Eu aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că este corect să corupeți alegătorii, să contribuiți la coruperea alegătorilor și dacă considerați că este legal, sunteți în aria legalității. La mișoară când și tu asta ai făcut tot, spune-mi că rog, doar am vorbit pe tine. Pentru a documenta cum? Stai, vezi ce te gaslightește, baba, acum, dar ce-am făcut eu, Anișoara, că eu te iubesc pe tine? Spune-mi că rog, doar am vorbit pe tine. Pentru a documenta cum se realizează schemele de corupere a alegătorilor. Deci noi suntem corupți? Da, dumneavoastră, plătiți oamenii pentru a vota nu la referendum și pentru a alege candidatul desemnat de șef. Da, înseamnă dividirii, mă mulțumim și nu vreau să te mești, te știu. Deputata Marina Tauber, unul dintre oamenii de încredere a lui Ilan Șor, ne-a spus că nu am descoperit America. Considerați că aceasta este o formă de a face politică? Eu știu că domnul Ilan Șor și echipa noastră ajută cetățenilor care sunt în dificultate datorită Mai Sandu și partidului PAS, care au adus țara noastră într-o criză profundă. Dar pentru aceste plăți, oamenii sunt îndemnați, să, de fapt sunt impuși, să împartă piante, să meargă la... Nimeni nu este impus, impune Maia Sandu a voastră. Dar acești bani vor fi declarați undeva? Pe aceste surse, eu știu că sunt plătite taxe, deci totul este absolut legal. Este legal să luați buletinele oamenilor și să le introduceți? Oamenii, dacă dau buletinul binevol, dacă eu să vă dau buletinul meu binevol, asta înseamnă că este decizia mea. Noi vorbim despre cetățeni maturi și de a semna un contract de angajare la muncă, clar lucru trebuie să dai pașaport. Auzi și pe zice că, bă, cât de mizerabil să fii să faci așa ceva. Da, boss, că la noi nu se întâmplă. Stai liniștit, bosultane, că la noi nu se întâmplă. Nu se întâmplă atât de pe față, dar cam am zis că e prima oară când vezi corupție în politică? Prima oară pe la noi? Zici că e cineva, zici că să nebunesc, zici că ne scrie cineva din, nu știu, un locuitor al Londrei și zice, domnule, sir, how is this possible, yeah? How? This is preposterous. Corruption at this scale. Auzi cum să faci așa ceva? Eu nu știu, cui vreți să deschideți America? Pe mine, știți cum, nu mă afectează întrebările dumneavoastră. Vă îndemnăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți Ziarul de Gardă pe toate... Dar haide, men, că încă se, băi, încă se adună cu buletinul să faci poză la ce-ai votat. Come on, au tot fost cazuri. Încă se face poză la ce votezi. În următoarele săptămâni vom publica noi informații despre rețeaua lui Șor coordonată de la Moscova, iar dacă vreți să susțineți jurnalismul de investigație, o puteți face printr-o donație pe Patreon, abonându-vă la ediția tipărită a Ziarului de Gardă sau devenind membri ai canalului nostru de YouTube. Puternic, șmecher, puternic și șmecher Ziarul de Gardă. Dacă vă place, dați un like, dați un subscribe. Eu le-am dat subscribe că e cam șmecher, este cam șmecher. Dacă mai ai încă 7 minute, un chatter moldovean a mai trimis o investigație în care pare că este revealed al doilea candidat susținut de Șor. Păi da, e clar că sunt toți. Nu e clar că sunt toți aia care sunt independenți cu Șor? Oficial, Vasile Tarlev este candidatul Partidului pentru Viitorul Moldovei cu sediul la Comrat. Vasile Tarlev. Vasile Tarlev. Tarlev. Ok. Dragii mei, vreau să vă aduc la cunoștință cu părerile meu. Moldova astăzi este în pericol. Moldova astăzi este la răscruce. Depinde viitorul țării noastre de decizia dumneavoastră. A rămas câteva zile până la ziua legilor de 20 octombrie. Vă rog, vă implor, lăsați ambițiile, lăsați celelalte gusturi, să lăsăm tot într-o parte. Să ne rugăm la Dumnezeu și cu mâna la inimă să mergem la votare, să facem o decizie corectă.
pentru participarea la evenimentul cu tentă electorală de la Casa Sindicatelor din Chișinău, racolatorii au promis câte 400 de lei fiecărui participant. Doamne, ăștia fac totul pe bani, nimeni nu e de partea lor? N-au găsit gen 100 de oameni să umple o sală? 400 de lei care înseamnă 100 de lei românești, cam așa. Фамилия? А зачем фамилия? Ну, я же смотрю по списку там. Ну, у меня нет списка, меня пригласила подружка. А какая? Скажите, кто же? Я с ним спешусь, всем кому-то. Вот я напишу, то есть это будет завтра, скажем, назначим время. Придете и всем дадим. То есть я дам... Нет, не сегодня. Только не сейчас, чтобы это не было. Да, понятно. Хорошо? Говори. Все, спасибо вам. Între cei care recolează simpatizanți pe bani este Iulia, unul dintre pionii de la Chișinău ai grupării Șor, care apare într-o investigație cu sens. A ce vă tot делаете? Da, în gostiach. Într-un ospeție, doamne, ador termenul ospeție, I love it so fucking much. A ce vă tot делаете? Ce faceți aici? Sunt în ospeție. God, I love ospeție so fucking much. Ospeție. Ce faci? Ai venit în ospeție? Da, în gostiach. У кого? У того, кто выступает. Для кого вы собирали людей? Как? Я собирала, я людей не собирала. У нас есть доказательства, что вы собирали, организовывали. У нас есть доказательства, что вы собираете людей. На это мероприятие вы собрали. Вы им заранее сказали, чтобы они сюда собрались. Ну, я ничего какой не знаю. С какой целью? Девушка, ничего не знаю. Сколько вам платят за это? Послушайте, девушка, я ничего не а знаю. А как вам платят? Через ПСБ? А вам как платят? Iulia a devenit mai mulți tineri în programele Eurasia, o organizație conectată strâns de Ilan Șor și de Kremlin și care are un rol cheie în coruperea și îndoctrinarea alegătorilor. Atelier foarte хорошего качества, бесплатное питание, все прекрасно, все, то есть нареканий не будет, все будет отлично. В прошлый раз мы были, значит, скотские были. Вот первый день вообще был очень плотный. Мы поехали на Красную площадь, вот, на Красную площадь, там мавзолей, мы видели как разводы, расходы. Doamne, faptul că ăștia să vând pe o excursie la Moscova, asta e... Să te bucuri că te duci într-o excursie la Moscova, ceva... Vod, da, mi-a spus că foarte bine a fost această excursă, vod, un tăchie interesne vechi răscază, pro Ivana Groznova, pro Stalina, pro... Vărșie, potresaușie. Iulia e implicată direct în racolarea participanților la fel, contra unei sume de 400 de lei pentru evenimentele electorale ale lui Vasile Tarlă. Короче говоря, можно взять кого-нибудь завтра с 8:30 до 12. Да, я не înțeleg, мой фрățiare. Бля, я не înțeleg. Ce rost mai are toată îndoctrinarea și toată propaganda și toată whatever, dacă tu nu poți să strângi 100 de oameni să-i aduci la un eveniment? Eu asta nu înțeleg. Deci tu cu toată propaganda, cu toată îndoctrinarea, cu toată la 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 la, dacă tu nu poți să aduni 100 de oameni la eveniment, ce forță electorală ai tu? E, mie asta nu-mi e clar. Dacă trebuie să plătești fiecare om în parte ca să vină la un eveniment de 2 ore, ce forță electorală ai tu în țara aia? Aha, Vasile Tarle va apărut peste noapte ca candidat și de asta nu poate aduce alegători. Aha. Мы 8:30 будет ждать нас автобус недалеко от города, мы едем туда. Он увезет и привезет нас. Про оплату сказала, про то, что делать сказала. Можно брать кого хотите, но сообщите мне, если сегодня, значит, я жду, я еще не сплю, сообщите мне, сколько человек едет. L-am întrebat pe Vasile Taglev dacă știe că unii oameni din sală sunt plătiți ca să-l asculte. Domnul Tarlev, bună ziua, Malvina Cojocar de la proiectul Media cu Sens. Cum explicați că la această întâlnire sunt oamenii, unii oameni au fost aduși organizați de oameni din anturajul lui Ilan Șor? Eu am fost un invitat simplu ca și dumneavoastră. Aceste persoane au venit gratuit sau au fost achitate? Cum vă zice dumneavoastră? Malvina Cojocar de la proiectul Media cu Sens. Doamna Cojocar sau domnișoara, pentru atenția dumneavoastră și cei pentru care v-au comandat, vă spun sincer, eu am fost invitat ca și dumneavoastră. În rest și țin de organizare, nu este treaba mea, întrebați oameni. Avem probe că unii oameni vor fi achitați cu 400 de lei pentru prezența la acest eveniment. Depistați-i și trăiți la răspundere. Acest lucru demonstrează că dumneavoastră ați fi candidatul lui Ilan Șor, susținut de Ilan Șor. Acest lucru demonstrează că dumneavoastră lucrați în partea unor grupări criminale și difamatoare. E ca în România, e aceeași placă. Noi nu am delegat nicio persoană la întâlnire cu domnul Target. Eu nu știu nimic despre prezența oamenilor din anturajul nostru. Poate dumneavoastră... Da, efectiv, e aceeași discuție ca lui Joana în România, exact. Ca lui Joana și ca da, toți ăștia prinși la ciordit. Aha.
În aprilie 2024, Vasile Tarle va participa și la un eveniment Eurasia, organizat la Moscova, unde a fost prezent Ilan Șor, dar și alți politicieni din anturajul. Deci, stai un pic ca să înțeleg. Deci, practic, toți contracandidații Maiei Sandu sunt trimiși de Moscova, așa pare. Între fără nicio cadă, e cineva care nu este omul Moscovei din contracandidații Maiei Sandu? Cel din blocul împreună nu este, adică ăla cu steagul UE. Adică ăsta cu steagul UE, ăsta e singurul nemoscovit. Tare. Bubuie democrația. Eu am participat nu ca persoană fizică, eu am participat nu ca reprezentant a partidului unui partid politic din Moldova, am participat ca conducător la organizația internațională. Deci aia, cine stă în spate? Cine participă? BRICS, Uniunea Europeană? Asta e caia lui Ponta. Eu ca prim-ministru trebuie să vând Roșia Montană, dar ca senator nu aș fi vândut Roșia Montană. Deci aia, cine stă în spate? Cine participă? BRICS, Uniunea Europeană, Uniunea Africană, musulmană, China și multe altele, noi nu suntem în drept să facem alegeri, că aici mă duc și aici nu mă duc, da? Deci, a fost obligat să meargă. Cine stă în spate și cine e conectat, pe noi asta nu ne interesează. Doamne, ador că jurnalista de la Ziarul de Gardă și-a făcut așa poză cu asta. Mua! Vă dați seama ce sărași sunt moldovenii dacă îi zic gen furtul miliardului, gen miliardul, știi, întreabă lume ce m-a furat ăla miliard, gen ce a furat cineva, da, acel miliard. Păi iubesc, da, la noi se dau țepe mai mari, boss. Căcat, un miliard pișat, păi un miliard fură așa doar într-un ciclu electoral, mare căcat, miliardul. Miliardul era 13% din PIB. Păi da, Doamne Dumnezeule. Aha, operațiunea Titirezu. Furtul miliardului sau operațiunea Titirezu este numele dat de presă unor mișcări financiare prin care în perioada 2012-2014 din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank din Republica Moldova a fost transferată o sumă de circa 13,3 miliarde de lei moldovenești, adică 767 de milioane de dolari, sumă echivalentă cu 12% din PIB-ul țării și mai mare decât lichiditățile totale ale băncilor. Ah, deci e bancorexul lor care s-a întâmplat acum și nu în 1990. Ok. În septembrie 2014, deputatul Vyacheslav Ioniță atenționa împotriva plasamentelor efectuate de băncile moldovenești în sistemul bancar din Rusia. Țara aflată în criză economică din cauza sancțiunilor internaționale în urma agresiunii asupra Ucrainei, când au intrat în Crimea, arătând că circa 10 miliarde de lei moldovenești ieșiseră din țară în ultimul an și jumătate. Tot el arăta atunci că poate dovedi că fuseseră retrași prin scheme frauduloase în cele 3 luni anterioare 120 de milioane de lei dintr-o bancă cu mari probleme structurale istorice, care fusese privatizată în urmă cu o lună. Este un pic că ăștia puseseră sancțiuni pe ruși și rușii furau din Moldova, literalmente, ca să se întrețină. Păi aveam noi un băiat care va rezolva mai ușor, boss. Aveam noi un băiat, Burduja, va rezolva mai ușor. V-ați complica cu rușii? Aveam noi un băiat aici la noi. Banca Națională a Moldovei a reacționat instituind administrații speciale celor trei bănci în decembrie 2014, iar în ianuarie 2015 contractând o anchetă financiară din partea companiei americane de audit și investigații financiare Kroll. Ancheta s-a încheiat în aprilie, raportul rezultat în urma ei a fost transmis liderilor politici ai țării și în urma unor proteste de masă ce au avut loc la Chișinău a fost făcut public de președintele Parlamentului Adrian Candu la începutul lunii mai. Acest raport arată că operațiunile de transferuri au avut loc pe ascuns începând cu 2012 și că în a doua jumătate a lunii noiembrie au avut loc unele operațiuni de ștergere a urmelor a celor transferuri prin tranzacții complexe, precum și prin dispariția unor documente, cum a fost cazul unui autovehicul cu documente esențiale ale BEM, incendiat, se presupune, cu concursul firmei de transport. Conform raportului, omul de afaceri Ilan Șor a obținut în 2012 controlul asupra celor trei bănci, după care a început să transfere credite de la una la alta dintre cele trei bănci, precum și către entități din străinătate, bănci rusești și offshore-uri, mărind artificial lichiditatea acestora. Șor a fost plasat în arest la domiciliu la scurt timp după publicarea raportului. Și pentru frații români, Plahotniuc, a.k.a. omului Șor, a fost susținut în campanie de Cosmin Gușă, a.k.a. fostul șef de campanie al lui Joana, în cazul că tot nu credeți legăturile omului cu 5 ani la NATO cu Rusia. Da, Cosmin Gușă e, da, adică nici n-am mai menționat de el că nu-l mai ține minte lumea în legătură cu Joana. No, dar am mai zis, adică trebuie să ai ceva la creierii capului să votezi Joana, sorry, dar câte de astea trebuie să vezi
Eu personal nu cred că Joana este omul rușilor. Nu, chiar nu cred chestia asta. Dar cred că să fac alegerile și dar oricine vine. Că e Rusia, că e America, nici nu contează. Vine asta, ne vinde pe 2,20 lei. Pe toți. Ne dă amane pe toți cu 2,20 lei. Adică n-am nicio îndoială în legătură cu chestia asta, adică trebuie să fii 90, dar adică dintre toți candidații, scuze, dar eu pot să am mai multă empatie pentru votantul șoșoacă, aur, știi ce, cred că pot să am mai multă empatie pentru votanții oricui, în afară de la legionari, de la aur, cred că pot să am mai multă empatie pentru votanții oricui decât pentru votanții Joana. Adică trebuie să ai ceva în creier să votezi Joana, nu o vă spun, adică, bă, vrei să votezi cu PSD? Votează vă ceva cu PSD că candidează. Și vreau să votezi cu Joana? Votează cu PSD că și așa candidează. Dacă tot frații moldoveni spun despre Joana că este omul rușilor, cine sunt eu să contrazic frații moldoveni? Mai avem niște indicii pentru frații moldoveni. Mircea Joana, întrebat de rezultatele vizitei secrete făcute în 2009 la Moscova, n-am câștigat președinția României, deci n-am avut niciun avantaj. De ce nu v-ați dus la Moscova în calitate de președinte al Senatului României și a trebuit să vă duceți în calitate privată? Mircea Joana, pentru că în acel moment eram candidat la președinție și nu puteam să antrenez statul român într-o vizită exploratorie. Care au fost rezultatele acelei vizite pentru dumneavoastră și pentru România? Niciunul. Niciunul. N-am câștigat președinția României, deci niciunul. Nu să nu se poate abține. Mi se pare că e într-un egocentrism de ăsta bolnav în care el nu se poate abține să dea din casă. El literalmente nu se poate abține să dea din casă. Literalmente a recunoscut din greșeală că de asta s-a dus la Moscova. Adică era evident pentru toată lumea. Nu cred că exista vreun om pe lumea asta care nu știa că de asta s-a dus Joana la Moscova. Nu cred că exista. Dacă mergem la un copil de 13 ani de pe stradă și zicem: copile, tu știai că candidatul la președinție cu două zile înainte de dezbatere electorală a fost de două ori la Moscova cu avionul lui Sorin Ovidiu Vântu? Și copilul de 13 ani zice: ok. De ce crezi tu că a fost la Moscova, drag copil, acest membru al partidului urmaș PCR? De ce crezi tu că a fost la Moscova? Copilul zice: păi cum de ce? Prost, cum adică, de ce? Adică nu cred că să-mi doia nimeni, dar e funny că gen, e la nivelul ăsteia. E literalmente la nivelul ăsteia. Credeți că sunt prea mulți ofițeri de informație în România? Nu știm cât suntem în primul rând. Nu știm cât suntem în primul rând. E efectiv la nivelul ăsteia. Nu știm cât suntem în primul rând. Nu știm cât suntem în primul rând. Adică asta, trebuie să ai ceva în creierii capului să, adică sincer, dispoi, du-te și votează șoșoacă, frățioare. Sincer, stai, nu. Upsi. Upsi. Du-te votează Ana Birșal. Pentru votanții Joana, vă zic eu, Ana Birșal este un candidat mai bun decât Mircea Joana. Dar uite, vezi acum, știi că te uiți la corupția asta din Moldova și ți se pare o altă lume, practic, da? Că, mai ales pentru ăștia care sunteți mai tineri, dar aveți acum 20-22 de ani, vi se pare altă lume. Doamne, Dumnezeule mare. Dar adică lumea asta a fost acum 14 ani, chiar cu Mircea Joana. Joana aici, 5.000 de euro. Am pregătirea lui loc eligibil pe... Îmi cer scuze că sunt așa, am crezut că am și eu. Știi, adică noi ne mirăm, da? Uite cum era cu 15 ani, boss. Și încă e, stați liniștiți că încă e fix așa. Eu am aici 5.000 de euro. Contribuția mea la... De ce credeți că niciun jurnalist nu l-a întrebat acum recent pe Joana de când primea 5.000 de euro de la Birșal? Și acum bine, dacă tot vorbim de Joana în contextul fraților moldoveni făcuți de ruși, binomul Joana România renaște, sediul de campanie pe două etaje în clădirea mogulilor imobiliari de la One. Mircea Joana duce campanie prezidențială într-o clădire a mogulilor imobiliari de la One United Properties, asociația cu care vrea să ajungă la Cotroceni, a fost înregistrat într-un imobil al grupului de real estate de către o rudă prin alianța a fostului secretar adjunct al NATO. Din acel loc, ONG-ul a desfășurat în secret prima parte a campaniei electorale. Joana a refuzat să spună dacă este finanțat de grupul One, care în trecut a beneficiat de o linie de finanțare de 50 de milioane de euro de la o bancă internațională condusă de banchierul lui Putin. Reprezentanții One s-au dezis de Joana și susțin că nu suntem ligați în nicio formă de finanțare a campaniei fostului adjunct NATO. Nu suntem atât de departe, nu râdeți de frații și de surorile moldovenci. Nu râdeți de frații moldovani, că nu suntem departe, prieteni dragi. O poză din aprilie anul acesta postată pe contul România Renaște al Asociației Mișcarea Țara Renaște, surprinde o ședință de organizare a campaniei. În imagine apare în colțul din dreapta silueta lui... Gareș Mănescu, băiatul care în niciun caz nu era implicat în campania lui Joana, după cum Joana ne spune. O investigație internațională a dezvăluit că în timp ce era angrenat în campania lui Joana, Gareș Mănescu a intrat în afaceri cu un cetățean rus care a vizitat Crimea de cel puțin 10 ori după anexarea ilegală de către Rusia și era un propagandist fan al lui Putin.
Ședința a avut loc în Eliade Tower, o clădire de birouri din zona Floreasca a capitalei. O sursă apropiată a campaniei ne-a povestit că la etajele 8 și 10 ale imobilului își desfășoară activitatea stafful de campanie a lui John. De altfel, documente consultate de context.ro confirmă că asociația care derulează campania funcționează la cele două etaje ale clădirii. Ce interesant! Se primește așa două etaje într-o clădire? Nu e interesant? Asta e parcarea în care a fost filmat John, când nu era în stare să iasă din parcare. Campania lui Mircea John e implementată de ONG-ul cunoscut ca România Renașă, care a fost fondată la finalul anului 2023 de către fostul deputat PSD Florentin Gust Băloșin, o avocată și un profesor universitar. Ar trebui să-i numiți, că adică sunt persoane publice de notorietate. Totuși, domnul Borțun a apărut la George Buchnic de cel, aș zice, cel puțin 50 de ochi. Ai zis cel puțin 50 de ori. Ar trebui să-i numiți, că sunt persoane publice până la urmă. Presa a relatat că John a fost nașul de cununia lui Florentin Gust Băloșin. Ori, citiți dumneavoastră legăturile cu Juan, adică nu știu dacă era cineva care... Sunt foarte cu avocații în pregătiți toți ăștia pe imobiliare. Dar ce vreau să zic este că dacă era cineva care se îndoia de organizațiile neoficiale ale oamenilor cu interese în industria imobiliară, dacă era cineva care nu credea că aceste organizații non-oficiale, care operează complet în litera legii, nu au treabă directă cu politicul și probabil cu toți politicienii, vă înșelați amarnic. Că sunt la mijloc sute de milioane de euro, după cum ați văzut la Nordis, care e un căcat, da, adică e un caz minuscul față de, să zicem, compania Two United Properties. E o companie, Two United Properties, care este și listată la bursă. Deci puteți să vă imaginați câte zeci sute de milioane de euro sunt așa de pozi pe alta în funcție de ce parlament să pune, cine este primar, cine este președinte, etc. etc. Frați moldoveni, acestea fiind zi, frați, surori, surori X și frați X moldoveni, eu vă zic din calitatea mea de român verde, eu vă zic din calitatea mea de om căruia ar plăcea să vă vadă în Uniunea Europeană și căruia ar plăcea să meargă la Chișinău, să bea un cocktailaj, să nu stea cu pașapoarte, cu una, cu alta. Vreau așa să mă urc la mișto, știi? Să mă urc la mișto și doar nici să nu trec vama. Și la fel și dumneavoastră să veniți la București. Deci din perspectiva mea vă încurajez, ce încurajez și pe oamenii care mă urmăresc, să mergeți la vot și să vă exprimați opțiunea. Mergeți la vot, exprimați-vă opțiunea oricare ar fi aceasta și vă așteptăm pe culmile europene. Duceți-vă pățanilor la vot!